Bună dimineața, mateloți! Vă aduceți aminte când eram noi mici și dădeam teză la română? Și aveam toate motivele să credem că ne dă Eminescu. Era o aniversare, era nu știu ce, toată lumea s-a aștepta să ne dea Eminescu, ei dragi, ne dădea coșbuc. Așa și ăstora. Toți s-așteptau la Eminescu și până acum numai coșbuc au avut. Ei, dar acum din dimineața asta le-a dat Eminescu. Toată lumea, nu toată lumea, dar mulți dintre ei sunt deja în Intercity-ul de sud. Da? Au prins vânturile de sud, sunt în exact în poziția pentru care s-au pregătit, în poziția pe care o așteptau, în fața unei depresiuni, în zonele cu valuri mici și vânturi multe. Ia uite, hai să vedem. Celui care are, acelui ei se va da. Ia Dalin și a crescut avantajul la peste 200 de mile. Ia să vedem exact. 202 mile față de Ruian. 202 mile. În fiecare noapte, în fiecare zi își mărește avantajul. Și acum e clar în vânturile de sud. Are vânt să-i trăiască. Ia să vedem ce e aici. Avem 15 noduri de vânt. 15 noduri, 14 noduri și el merge cu 10 noduri. Ceva nu-i bine, iarăși nu concordă vânturile cu viteza. Ia să vedem de când e. Hai că mergem pe Windy. Acolo e mai bine, le vedem mai clar. Poziția lui este de la ora 4. Și vânturile sunt de acum 2 ore jumate. Și totuși, yeah. 10, 11 noduri, plus că nu are, dacă merge așa, intră imediat în zona de excludere, mai are cred că 100 de mile, are 100 de mile cam până la zona de excludere, o să trebuiască să ampaneze. Peste o zi, ia să vedem unde e frontul. Peste o zi, peste el. Deci trebuie să ampanezi să fie, să ajungă pe aici pe undeva. Da. Hai să vedem pe ceilalți. Ruiant iară și n-are noroc, zonă fără vânt. Zonă fără vânt. Sau cu vânt slab. Și poate și lui Lecami să termine norocul. Deci și acum are 15 noduri. Vântul 10 noduri și aici ne arată vânturi slabe. Ceva nu-i bine cu relația asta, poziția lor cu vânturile. Frumos! Burden și cu vulpița. Ață, ață, vedeți? De multe ore merg ață. Posibil să ampaneze, nu vor să intre frontul peste ei. Ia să vedem noi. Punem un semn aici. Ăștia, să vedem noi poate de acum. Vremea de acum. Sunt exact unde vreau. În fața frontului, în fața depresiunii, zona cu vânturi, dar fără valuri. Ia să vedem ce valuri au aici. Ia câte. Cu albastru, sub 2 metri. 2 metri și un pic. Vulpița are... Ia să vedem. Haide, mă, arată-ne. Sub 2 metri, perfect. Mă rog, nu perfect, dar mult mai bine. Dacă intră în roșu, se diu nasul. E foarte rău pentru foilere sau e mai rău pentru foilere decât pentru cei cu derivoare. Da? Dăm înapoi pe wind. Da, foarte frumos. Vântul bun. Mai pot să meargă așa. Pe capul ăsta. Dar hai să vedem unde e frontul mâine pe vremea asta. Oh, da, clar pot să meargă pe capul ăsta. Chiar și cei de aici o să-și continue capul, să ajungă mâine pe aici, pe undeva. Da? Hugo Boss se laudă că se lăuda azi noapte că și-a terminat reparațiile. În sfârșit, repară de 3 zile, 4 zile. Ia să vedem cât merge acum. Monsieur Boss, nici 10 noduri n-are.
Sediunea somn. Vin ceilalți din urmă. 15 noduri are. Deci e clar încă Thompson încă are probleme la barcă. De merge atât de încet. Și cel din spate nu merge ca aproape 15 noduri. Cursă mare între ăștia aici. Și toți au vânt. Toți au vânt. Toți au vânt și toți au direcția bună. Pentru plutoanele din spate e nimic nou. Toată lumea ață ca tramvaiul aceeași trasă. Japonezul mai are un pic trece ecuator. Dar nu scade distanța față de Dalin față de primul. 2556 de mii. Hai să vedem dacă Beiu își scade. Da, a scăzut sub 2900 față de primul. Eu am zis că o să-l depășească cel puțin pe japonez. Să vedem când. Deocamdată intră în doldrums aici și o să aibă probleme. Încetinește. Hai să revenim la băieții ăștia de aici, cu frontul lor. Deci, ia să vedem exact unde e frontul. Căutăm norii. Și dacă se poate, norii în infraroșu. Dacă se poate azi. Da, iacătă. Norii în infraroșu. Da, foarte bună poziția. Foarte bună pentru toată lumea. Departe de frontul, 200 de mile, pe puțin 200-300 de mile. Marginea front. Pot să continui așa mult și bine. Da, toți. Zonă liberă în față. Hai să vedem valurile. E vreun... Ops. Dar astea sunt valurile de mâine. Valurile de acum. Da, toată lumea la margine. Toată lumea în sub 2 metri de val. Foarte bine pentru ei. După cum am zis, multă lume în Intercity. Acum s-a așezat confortabil, privește pe geam. A, doamne ăștia.